Kotay. Miraj de la de Cristi. Tu trebuie să... Da, gata. Cristi, prietenul doamna. Hai bine mai aproape de domnul primar. Da, da, da. Până, până îți văd. Vă mulțumim pentru faptul că astăzi sunteți alături de noi. Alături de noi se află domnul eurodeputat Dragoș Benea, președintele Consiliului Județean domnul Valentin Ivancea, precucernici părinți, onorat Consiliul Local, onorată asistență. Astăzi, data de 18 septembrie 2021, v-am invitat pe Tros pentru a sărbători două evenimente deosebite. Mai întâi, sfințirea acestui mare obiectiv, sala de sport, și sărbătoarea cea mai importantă, premierea cuplurilor care împlinesc împreună 50 de ani de căsătorie. Aș începe un scurt discurs, spunându-vă câteva lucruri despre această sală de sport. Această sală de sport a fost inițiat proiectul în anul 2018-2019 de către Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana, împreună cu reprezentanța ai Consiliului Județean, printr-un protocol de colaborare cu Compania Națională de Investiții București. În anul 2020 a început execuția și s-a încheiat în anul 2021, luna lui mai. Datorită mai multor probleme care au fost pe perioada desfășurării acestui mare obiectiv, am mai avut câteva probleme, întrucât este și în garanție, și am vrut să inaugurăm, mai bine zis, și să sfințim acest obiectiv în prezența dumneavoastră, tuturor celor care sunteți prezenți și nu numai. Această sală de sport are o suprafață de 2550 de metri pătrați, cu tot cu împrejmuire ceea ce vedeți dumneavoastră, o suprafață desfășurată și construită de 1250 de metri pătrați, 104 locuri în tribune, iar în dotări avem vestiare pentru elevi, atât bărbați cât și femei, camera tehnică pentru mecanici și cei care sunt la întreținere, un cabinet pentru prim ajutor și alte componente care stau la baza funcționării unei săli de sport. Această sală de sport este a doua construită pe perioada de când sunt la conducerea Unității Administrativ-Teritoriale Dofteana, încă din anul 2008. Avem încă una de o capacitate mai mare în curtea școlii Scalarului din Dofteana și aceasta am hotărât să o construim aici, în Nunca Trotușului, aici unde avem un teren liber de sarcini, în care am dat-o spre a fi în administrare școlii gimnaziale din satul Cucuieț la acel moment, în care folosește copiilor din satul Larga, satul Cucuieț și toate celelalte activități care sunt aici la noi, taekwondo, prin profesorul Florin Șiroche, care are o echipă destul de mare, din câte cunosc, până într-o sută de copii din localitatea noastră, care de două sau de trei ori pe săptămână desfășoară activitate după amiază, iar de dimineață sunt copiii de la cele două școli și de ce nu acum fuzionează toate școlile într-o singură școală cu personalitate juridică, vin toți transportați cu microbuz. Nu știu dacă cineva ar fi visat la Nunca Trotușului să fie această sală de sport sau acest părculeț. I-am dat o notă, spun eu, și am pus-o pe harta Comunei Dofteana, sala de sport, parcul de agrement. Această sală de sport, vă spuneam, s-a derulat prin Compania Națională de Investiții, care, la rândul ei, la acel moment, era gestionată și era condusă de către Guvernul României, Guvernul PSD, care era în anul 2019. Acest parc, care îl vedeți în față, pentru cei care nu știți,
se află amplasat pe o suprafață de 10.000 de metri pătrați. Apoi am continuat cu asfaltul, cu modernizarea drumului din DR12A și până la cantonul Silvic, sus în fundul Lărgii, cu construcția acelui pod mare în fundul Lărgii la Gheorghe Buțe, cum spunem noi. Bineînțeles, acest drum pe care îl vedeți se datorează foarte mult europarlamentarului domnul Dragoș Penea, pentru că a fost și a făcut parte din PNDR 2, dar ieșisem un pic din schemă, întrucât în PNDR 2 aveam deja două proiecte finalizate și cu sprijinul dumnealui am reușit să începem acest drum, în care în anul 2021, probabil cel târziu anul 2022, primăvara anului 2022, pentru că acest guvern de astăzi a amânat lucrările timp de 3 luni de zile, am reluat activitatea și sper ca în anul 2022, în primăvara anului 2022, să terminăm și cu consolidarea malurilor în satul Larga și continuitatea asfaltului pe o lungime de 1000 de metri și vom încheia acel proiect, acest proiect. Da, n-aș vrea să vă rețin prea mult, aș da cuvântul fețelor bisericești pentru a putea să-și desfășoare activitatea cu ritualul religios, după care va urma un scurt program de către acei copii de la Taekwondo, conduși de Florin și Loche, și după ce încheiem cu sala de sport, începem cu cel mai important eveniment, sărbătoarea a 50 de ani de căsătorie pentru cele 20 de cupluri care în anul 1971 au depus un jurământ și un legământ în fața ofițerului de stare civilă la Unitatea Administrativă Teritorială Dofteală. Pentru ce niște părinți aveți cuvânt. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Înviitorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pre toate le plinești, vizierul bunătăților și dătătorile de viață, vino să se lășuriește între noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile și sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi. Doamne, curățește pe tatele noastre. Stăpâne, iartă părădălăjile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt în numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toată lumea, Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne liberește de cel rău. Că Ta este împărăția, puterea și mărirea Ta, din cea primul și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Caută acum cu milostivirea spre rugăciunea noastră a smeriților și a nevrednicilor Tăi slujitori și trimite harul prea Sfântului Tău Duh peste acest lemn de lemn și îl sfințește. Să fie spre sfințirea clubului acestuia, spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnice. Că Tu ești Cel care binecuvintești, sfințești toate presuri, Dumnezeule, Dumnezeul nostru.
Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, se va citi. Săptămânii, Maria Magdalena a venit la mormântici de dimineață, fiind încă întuneric, și-a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci a alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic, pe care îl iubea Iisus și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și noi nu știm unde l-au pus. Deci a ieșit Petru și celălalt ucenic și veneau la mormânt. Și cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic alergând înainte mai repede decât Petru, a sosit cel din tâi la mormânt și aplecându-se a văzut giurgiurile puse jos, dar nu a intrat. A sosit și Simon Petru, urmând după el, și a intrat în mormânt și a văzut giurgiurile puse jos, iar mahrama care fusese pe capul lui nu era pusă împreună cu giurgiurile, ci înfășurată la o parte, într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic, care sosise întâi la mormânt, și a văzut și a crezut, căci încă nu știau Scriptura, că Iisus trebuia să învieze din morți, și s-au dus ucenicii iarăși la lor. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce L-ai binecuvântat pe Israel și căruia I-ai zis, ascultă Israel, voi astăzi intrați în luptă, să nu slăbească inima voastră, nu vă temeți, nu vă tulburați, nici nu vă înspăimântați, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, voi merge cu voi ca să lupt pentru voi cu dușmanii și să vă izbăvească. Te rugăm, binecuvintează, Doamne, acest club sportiv, această sală de sport, cu venirea Sfântului Tău Duh, Celui Sfânt și prin mijlocirea Sfinților Îngeri și Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestei instituții, acestei săli de sport. Și pe toți teritorii acesteia îi binecuvintează. Binecuvintează-i, precum i-ai binecuvântat pe Iacob atunci când s-a luptat în locul numit Paniel și a ieșit biruitor și pe Isaia când i-ai zis să nu se teamă, că Tu ești cu el, îi vei da tărie, îl vei oprodi și dreapta Ta cea tare îl va sprijini. Înnoiește-le, sporește-le stăvuința și puterea fizică și psihică, pentru ca nu cumva în competițiile lor să se clatine. Dăruiește-le aripile vulturului și puterea leului, sporește-le tăria și încrederea în Tine, făcându-i să înțeleagă că biruința vine de la Tine, Dumnezeul nostru. Ca toți cei care se vor încuruna ca mulțumire adusă Ție, să lupte lupta cea bună a credinței pentru a cuceri viața veșnică, la care am fost chemați cu toții, căci ce ar folosi omului dacă ar câștiga toată gloria lumii acesteia, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi. Ferește pe toți sportivii care vor veni în sala aceasta de sport, ferește de accidentări, de primejdii, de orice ispită care strică trupul și rănește sufletul. Acum și pururea și în vecii vecilor. Pomenește, Doamne, Dumnezeul nostru, pe toți sportivii neamului românesc, care au mit înădejdea și a vieții celor care au luat în adieții, în Împărăția Cerurilor, cu harul și cu durere și iubire de oameni, care
pe ori prea sfânt, urul de via și pe totul, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se binecuvintează, se sfințește copul acesta, ocrotitor având pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, prin stropire cu apă sfințită, când ungerea punere nu sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează, se sfințește clubul acesta, sala aceasta de sport, ocrotitor avându-i pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, prin stropirea cu apă sfințită și prin ungerea cu îndelemn sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să ne miluiască, să ne mântuiască prin noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește prin noi. Amin. Să ne fie de folos, să-L avem pe Dumnezeu în activitățile noastre peste tot. Să ne bucurăm că facem parte din această generație ce lasă în urmă aceste obiective frumoase și de folos societății. Doamne ajută-ne!
Da, mulțumim preacelui și părinți, mulțumim pentru cuvântul frumos pe care l-ați rostit astăzi, pentru ritualul religios și trecem la următorul program, la următorul punct de pe ordinea de zi de astăzi și deci în continuare domnul Florin Șilochi împreună cu echipa dumnealui va prezenta un frumos spectacol de taekwondo. Aveți cuvântul, mă rog. Thank you.
Stop!
care astăzi și-a desfășurat activitatea, doar numai o parte dintre dumnealor.
am fost de acord, am pus la dispoziție toată logistica necesară, sala de sport, femeie de serviciu, întreținere, apă, tot ceea ce e necesar, zbitul necesar, mă refer la vestiare și tot ceea ce trebuie, la orice oră și oricând, când dumneavoastră doresc să-și desfășoare activitatea. Uitați și discutam și cu alți colegi, decât în fața calculatorului, prea mult, sau la televizor, sau alte activități care desfășoare unei tineri, cred că un sport educat, civilizat, face bine atât pentru sănătate, cât și pentru educația și cunoștințele dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule antrenor, vă mulțumesc tuturor celor care ați asistat astăzi și ați venit, dragi copii, sunt alături de voi, oricând veniți aici la sală. Vă mulțumesc! Număr atât de mare astăzi aici, alături de noi și doresc să continuăm activitatea noastră printr-un cuvânt pe care îl voi adresa celor ce împlinesc astăzi 50 de ani de căsătorie. Discutam mai înainte cu domnul președinte a Consiliului Județean și domnul europarlamentar Dragoș Benea, căci în anul 1971 dumneavoastră a spus da în fața ofițerului de stare civilă, unindu-vă pentru toată viața. Ne gândeam și în discuțiile noastre, am spus că și marea majoritate, sau chiar toți dintre dumneavoastră, sunteți depășiți de 70-71 de ani, pentru că discutăm despre o căsnicie de 50 de ani și atunci, dintre dumneavoastră, marea majoritate aveau minimul 20 de ani. Și mi-aduc chiar aminte și eu, când părinții spunea, nu numai la sora mea sau la alte fete, când depășea 20 de ani, ești cam vechiuleană, să-ți cauți pe unul. Acum au și 35, poate chiar și mai mult, și nu-și mai găsește. Da, continui și dau drumul discursului. Dragi sărbători, stimați invitați, încep a vă mărturisi faptul că îmi face o deosebită plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi, 18 septembrie 2021, o zi cu adevărat deosebită. Sărbătorim 20 de cupluri care celebrează un moment unic în viața lor, nunta de aur. Astăzi este timpul amintirilor și realizărilor, timpul adunării roatelor trecutului, prezentului, viitorului ce se împletesc într-un singur nume, căsătoria. Căsătoria este un legământ sfânt, întreținut de dăruire reciprocă, necondiționată, iar căsnicia este o binecuvântare dată de Dumnezeu. Când viața vă oferi zile frumoase, furtunoase, fiecare dintre voi ați oferit celui alături fiind de dumneavoastră înțelegere, îngăduință și multă dragoste. Doar așa ați avut parte de o viață de familie plină de multe întâlniri sufletești. Și de această dată, astăzi, ca și în celelalte ediții de care le-am organizat până acum, dorința noastră este aceea de a ne manifesta sinceritatea și recunoștința profundă față de dumneavoastră, cei care ați rămas împreună, la bine și la greu, învingând prin dăruire și înțelepciune proba timpului mai bine de o jumătate de secol prin sfânta taină a căsătoriei. Să aveți încă mulți ani de trăit împreună, să fiți mereu sănătoși și înconjurați de cei ce vă sunt dragi și alături. Dragii mei, la număr 20 de familii, repet spunându-vă, căci în anul 1971, bineînțeles că nu arătați așa, arătați ca doi tineri, cum și astăzi sunt de altfel și se căsătoresc și dau mâna, cu gândul și cu puterea să mergeți înainte, cu gândul și cu credința în Dumnezeu, cu gândul să vă construiți o casă,
să dați naștere la copii mulți, frumoși, sănătoși, care astăzi sunt alături de dumneavoastră, împreună cu copiilor, împreună cu nepoți și cu strănepoți, care au venit să vă sărbătorească nunta de aur, în calitate de reprezentant al comunității din Doftean. Aș putea să vă spun că sunt la a 13-a ediție. Încă din anul 2009 am început să dăm un premiu pentru cei ce împlinesc 50 de ani de căsătorie în baza unei hotărâri a Consiliului Local. Încă din anul 2009 am hotărât că cei ce împlinesc 50 de ani de căsătorie să facă o poză cu autoritatea locală, în speță cu primarul Comunei Dofteana, unde vă voi face un tablou și va rămâne pe perete în căsuța dumneavoastră să o vadă urmașii urmașilor noștri. După ce vom face și această poză, care ea va deveni tablou, primarul Comunei Dofteana o să vă calce pragul dumneavoastră, iar în condițiile în care nu sunteți acasă, va veni un coleg de-al meu, consilier, să vă înmâneze acel tablou și să vă rămână în căsuța dumneavoastră. Din respectul pe care vi-l port dumneavoastră, astăzi, am invitat alături de noi președintele Consiliului Județean și domnul europarlamentar Dragoș Bernea. Știți, la investițiile pe care le-am făcut în această localitate, nu aveam cum să le fac singur. Am avut întotdeauna pe cineva în spatele meu care, am vrut sau nu am vrut, mi-a suflat vânt călduț pe la spate, deci m-a sprijinit în toate situațiile, fiind ele grele sau mai puțin grele. Cineva îmi spunea săptămâna trecută, domnule primar, nu vă doresc decât multă sănătate la deschiderea anului școlar. Răspunsul meu a fost acela. Da, vă mulțumesc foarte mult. Am investit, am făcut multe. Mi-aș dori, după ce eu nu voi mai fi în funcție, căci vremurile și funcția este vremelnică, atunci să urmeze cineva în locul meu toate acele investiții, să reușească să le întrețină, măcar așa cum se află astăzi. Dar probabil dumneavoastră veți mai o să vă hotărâți dacă eu mai târziu vă voi conduce localitatea Doftean. Asta este altceva, dar îi dau cuvântul domnului europarlamentar Dragoș Bernea să vă spună și dumneavoastră câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule primar, felicitări pentru discurs. Bună ziua tuturor, mă bucur în primul rând să revin în Dofteana, dar poate asta am zis-o de fiecare dată când am fost aici. Astăzi mă bucur să mă reîntâlnesc cu valorile tradiționale ale poporului român, cu familia, în adevăratul ei sens, cu satul românesc și cu biserica. Asta în niște vremuri care aceste valori tradiționale ale poporului român, unii încearcă să le pună serios sub semnul întrebării și comunități ca Dofteana sau ca multe altele din județul Bacău încearcă să ofere argumente tinerilor generații pe care le-am văzut mai înainte aici, să păstreze tradițiile și să păstreze povețile și învățămintele părinților și bunicilor. Vis-a-vis de tinerile generații, dacă cineva avea o emoție că Dofteana nu este bine apărată sau bine păzită, de astăzi nu pentru mai are nicio emoție. Dofteana este bine apărată și bine păzită și la propriu și la figurat. Și sigur că, de câte ori vin Dofteana, ești sigur de două lucruri, că nu prea miști în front și că, într-un fel sau altul, trebuie să ajungi cu discursul și la persoana primarului, într-un mod absolut justificat. Asta o fac peste tot în toate localitățile, pentru că eu cred că omul numărul unu într-o comunitate este primarul și el este responsabil de tot ceea ce se întâmplă bine sau ce se întâmplă mai puțin bine. Dar aici, la Dofteana,
Cunosc foarte bine scenele, realitățile din județ, cunosc foarte bine și traseul Comunei Dofteana și vreau să vă spun ca un om în cunoștință de cauză, poate cel mai în cunoștință de cauză și experimentat din județul Bacău, că Dofteana de la an la an, în 2008 încoace, are un traseu ascendent și în care de, în fiecare an de la an se caută să crească viteza de dezvoltare a comunității, a Comunei Dofteana, a investițiilor care s-au realizat de aici. E adevărat, așa cum a zis domnul primar, corect și îi mulțumesc pentru acest lucru, nu de un singur om, ci cu sprijinul tuturor celorlalți colegi și parlamentari și președintele Consiliului Județean, dar fiecare comunitate trebuie să aibă locomotiva ei și la Dofteana aici aveți una dintre, dacă nu cea mai puternică locomotivă la nivel de primar din județul Bacău și am responsabilitatea la ceea ce spun, chiar și cu riscul poate de a supăra pe unii în mod nejustificat. Un ultim aspect vreau să subliniez și este tot care ține tot de pentru că aici, în această sală, dincolo de faptul că cinstim aceste 20 de cupluri, inaugurăm un obiectiv important și nu te întâlnești fiecare zi cu asemenea evenimente. Domnul Bujor este mai de actualitate pentru locuitorii Comunei Dofteana ca oricând și am să vă spun de ce cred acest lucru. Fiecare dintre locuitorii Comunei Dofteana, unii recunosc, alții mai nu recunosc, dar știu în sinea lor că primarul Doftenei nu este doar cel care realizează drumuri, alimentări cu apă, stări de sport, dispensare, premiază oamenii, ci este un al doilea părinte sau un frate mai mare pentru foarte mulți dintre acești oameni. Orice om aflat la greu din Comuna Dofteana știe că își găsește în primarul Comunei omul care nu numai că l-ascultă, dar uneori e important să și ascunzi un om aflat la ananghie, ci caută și epuizează toate formulele ca să rezolve problema acelui om, lucru care de multe ori nu poate nu ține de fișa postului unui primar și este un aspect care probabil face diferența între domnul Bujor și alți primari din județul Bacău și acest lucru cu siguranță fiecare dintre cei prezenți aici sau din Comuna Dofteana îl cunosc, îl recunosc sau măcar îl știu pentru ei înșiși. Este un aspect care nu l-am realizat astăzi aici și l-am spus cum l-am gândit, așa de l-am spus și am înțeles să vă spun acest lucru. Încă o dată mă bucur acest festival al generațiilor pe care l-am avut astăzi aici la Dofteana. Mă bucur să găsesc nu numai primarul Bujor aici prezent la datorie, ci omul Bujor, repet, al doilea părinte sau fratele mai mare al multora dintre noastre, în niște vremuri în care, din păcate, având la guvernare un prim-ministru care nu numai că nu știe prețul pâinii, nici nu prea știe pe ce planetă este, un guvern care este tot mai puțin empatic cu cetățenii, care este tot mai puțin preocupat de nevoile și durerile celor mici, cred că vom avea o perioadă de 2-3 ani în care veți avea nevoie de oameni cu responsabilitate care să fie alături de dumneavoastră. Vin vremuri grele pentru că suntem guvernați de oameni desprinși de realitate. Și sunt convins că fiecare dintre noastre va fi mai puțin atent la obiectivele care se realizează. Ne-am învățat cu drumuri asfaltate, ne-am învățat cu obiective bifate și realizate, dar cred că din acest moment trebuie să fim atenți la ce are de gând acest guvern să facă cu nivelul de trai a fiecăruia dintre noi, cu puterea de cumpărare a românilor. Și aici, de bine, de rău, aveți, repet și subliniez încă o dată, aveți un primar care este pregătit să vă asculte și să rezolve și probleme care nu țin neapărat de fișa postului. Vă mulțumesc pentru invitația de astăzi, domnule primar, vă mulțumesc pentru atenție, vă felicit și pe dumneavoastră și pe consilierii locali pentru faptul că Dofteana are un chip și un profil moral din ce în ce mai frumos, din ce în ce mai curat și chiar dacă am depășit cu greu anul 2020, chiar dacă n-am ieșit din pandemie, îmi doresc să ne vedem sănătoși și să ne recâștigăm încrederea de sine. Vă doresc să fiți sănătoși și să ne vedem la fel de bucuroși și cu alte ocazii. Vă mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule parlamentar Dragoș Penea și dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Valentin Ivancea. Mulțumesc, domnule primar.
Vă mulțumesc pentru invitație. De fiecare dată la dumneavoastră vin cu plăcere, bucurie și cu respect. Dofteana, fără să exagerez, reprezintă o bucată din România frumoasă. Și mă bucur că se află în județul Bacău. Mă bucur că domnul primar, ca întotdeauna, arată că este un om destoinic, arată că face lucruri, arată că ce se întâmplă la Dofteana poate fi un bun exemplu și pentru Bacău, pentru municipiul Bacău. Arată că diferența dintre rural și Bacău o poate face competență. Vă mulțumesc pentru invitație și, într-adevăr, tot ce se întâmplă în Dofteana, în primul rând, este locomotiva domnului primar Bujor și munca de echipă. O echipă frumoasă, o echipă PSD Bacău. Felicit cuplurile la 20 de ani, eu aveam atunci, cred că vreo 2 ani, de când eram născut, vedeam lumina zilei, vă felicit și în același timp vă doresc multă sănătate. Mulțumesc! Da, mulțumim foarte mult, domnului președinte Consiliului Județean. Deci, anul trecut, chiar pe vremea aceasta, domnului a venit în Dofteana și nu numai, când ne cerea votul ca să devină președinte al Consiliului Județean. Uitați că a devenit și s-a și ținut de cuvânt tot ceea ce am putut să realizez în această localitate, inclusiv cu sprijinul dumneavoastră am realizat. Aș vrea să dau citire cuplurilor care astăzi împlinesc 50 de ani de căsătorie și aș începe cu Isache Petru Valeria, Simion Ion și Sinela, Cărlan Nicolae și Ecaterina, Spoiala Constantin și Elena, Suțuianu Vasile și Maria, Bucur Ion și Natalia, Belchim Vasile și Elena, Ungurașu Petru și Maria, Pal Nicolae și Viorica, Simion Andrei și Verona, Ferăstrăvaru Pavel și Ana, Copăcel Constantin și Catinca, Vreabăn Nicolae și Elena, Cimpu Nicolae și Viorica, Chițigoi Nicolae și Irina, Hârbu Ioan și Mărioara, Albu Teodor și Elena, Țuțuianu Nicolae și Lenuța, Dezdrobitu Vasile și Ana, Copăcel Gheorghe și Florina. Deci, aceștia sunt care i-am citat, 20 de cupluri. Pentru dumneavoastră am pregătit astăzi o surpriză, o fica satului de aici, din localitatea noastră, care va interpreta câteva, sau eu am rugat-o unul, două cântece, specifice celor care au vârsta dumneavoastră de peste 70 de ani și nu pot încălzi. Aș vrea să mulțumesc în primul rând domnului primar pentru invitație și pentru prilejul oferit de a mă afla astăzi în fața dumneavoastră. Vă felicit la împlinirea celor 50 de ani de căsătorie și vă doresc multă sănătate, să trăiți mulți ani fericiți în bunăstare de plină iubire și armonie. La mulți ani! Să
Mulțumim la conducerea unității administrative teritoriale domnișoarei. Pentru cei care vă cunoaște, se numește Spoială Brândușa, este din satul Bucuiesc, cadru didactic la școala Scartar Loghi în Doftena. Dacă zic bine, cred că pe Ștefan Bodă, da?
Mulțumim frumos, uitați și noi avem valori umane în localitatea noastră, artiști care din plăcere face ceea ce face, iar în continuare voi da cuvântul preoților ortodoxi și catolici din localitatea noastră. Slavă Sfintei, Sfântului Sfinte, Sfântului Via, Sfântului Păcătoare, Sfântului 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 Sfântului. Voi au lacul și curea și în veci vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Lumea al Adevărului, care pretutindenea ești pe datele pe legi vizierul bunătăților și Dădătorule de viață, vino și te sălășuiește cu noi și ne curățește pe noi de toate cânăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte-vă de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte-vă de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte-vă de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și vorurea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă bătrânețile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfântul Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și vorurea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește pe cel viitor. Santi Petru și Valeria, Simeon, Ion și Sinela,
Cărălan Nicolae și Ecaterina, Spoiale Constantin și Elena, Tutuianu Vasile și Maria, Bucurior și Natalia, Belchim Vasile și Elena, Ungurașul Petru și Maria, Pavel Nicolae și Viorica, Simion Andrei și Verona, Perestăoarul Pavel și Ana, Copăcelul Constantin și Gadica, Dreabul Nicolae și Elena, Cincu Nicolae și Viorica, Chițicoi Nicolae și Irina, Hârbul Ion și Mărioara, Albu Toader și Elena, Tutuianul Nicolae și Lenuța, Deslobitul Vasile și Ana, Copăcel Gheorghe și Florina. Și ca pe Domnul Stăpânul Binefăcătorul, te slăbim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit la primi, acum rugăciunile robilor tăi, la împlinirea acestor 50 de ani de împreună viețuire și cu milostivire ai împredicit, a mi se împlinit toate cerurile, așa și de acum înainte, Doamne, împrednicește-i pe toți acești robi ai tăi la împlinirea acestor 50 de ani de împreună viețuire, a spori într-o dreaptă credință, în dragostea cea către tine, cea către aproapele și într-o toate faptele ce le punem și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și ne împredicește pe toți ca totdeauna a grăi și a cânta ție Sfântului și Bunului și de viață Mântuitorului Tău Duh, acum și pururea și veci, veci lor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, pe mare din a Ta, ne rugăm ție auzi-ne și ne miluiește. Victoria, Dana, Mariana, Toma, Orica, Iulia, Nela, Mihaela, Luminiță, Maria, Lenuța, Diana, Alina, Carmen, Oana, Elena, Luminiță, Vica, Viorica, Elena, Claudia, Elena, Nișoana, Georgiana, Luminiță, Dana, Elena, Nicoleta, Laura, Lenuța, Andreea, Daniela, Iustina, Alexandra, Daniela, Cefania, Maria, Marinela, Luminiță, Iunela, Sorin, Gabriel, Lenuța, Marcos, Marco, Marius, Ionus, Dorel, Edel, Florinel, Valerian, Mihai, Gabriel, Ionuș, Gheorghiță, Nicolae, Cezar, Constantin, Mihai, Gabriel, Claudiu, Ion, Florin, Constantin, Constantin, Vasile, Vasile, Marius, Carol, Robert, Iulian, Elena, Daniela, Maria, Georgiana, Eugen, Sebastian, Gabriel, Mihai, Gheorghiță, Emanuel, Ion, Mihaela, Florin, Mihaiță, Cătălin, Vasile, Viorel, Vasile, Gheorghe, Mihai, Nicușor, Ionel, Leana și Emil, pentru ca să-i se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu este, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Cerce, Părinte, binecuvintează! La aceea, Iadul nostru, Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, Sfântul Rădăcine, prea curată, Maicii Sfânt, ale Sfinților Sfântul, lăudați-vă, păstor, cu rugăciunile prea cinstite și de viață, Sfântului Hristos, și cu ale tuturor Sfinților Tăi, Doamne Iisuse Hristoase, primește binecuvântarea rogilor Tăi care au fost pomeniți fiecare în numele lor la împlinirea acestor 50 de ani de căsătorie. Să ne mântuiască, să ne mântuiască Tăi ca un bun și de oameni. Amin. Amin.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul să vă păzească în toate zilele vieții voastre, El să vă fie mântuire în clipele de suferință, sprijin în clipele de bucurie și să reverse cu meșugare binecuvântările sale în casa voastră, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Te lăudăm și te binecuvântăm pe tine, Dumnezeule, Creatorul la toate, care la început ai făcut bărbatul și femeia ca să fie o comunitate de viață și de iubire. Îți aducem mulțumire pentru că ai binevoit să binecuvântezi viața de familie a slujitorilor tăi, spre a fi o imagine a unirii lui Hristos cu biserica. Îndreaptă-ți astăzi privirea cu îndurare spre ei, când participă aniversarul la 50 de ani de căsătorie. Și tu care ai păstrat uniți atât în timp de bucurie cât și în timp de suferință, reînnoiește-le legământul nupțial, sporește-le iubirea, întărește-le legătura păcii, ca să se bucure mereu de binecuvântarea ta, împreună cu copiilor care îi înconjoară, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, să vă dorească pacea sa, Fiul născut al lui Dumnezeu să vă stea alături cu îndurare, atât în clipele de bucurie, cât și în clipele de suferință. Duhul Sfânt să reverse necontinit iubirea sa în inimile voastre. Amin. Și pe voi toți care sunteți aici de față, să vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Robilor de Doamne, Domnului primar Ioan Cujor, împreună cu Consiliul Local și robilor de Doamne care astăzi se bucură la împlinirea celor 50 de ani de căsnicie și tuturor celor care au participat și au contribuit la realizările acestei sări de sport, dă-le, Doamne, tuturor sănătate, lungime de zile, sfor întru toate și să trăiască într-un mod fericit și binecuvântați ani, mulți ani trăiască, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Ești, Doamne, frumos și binecuvântați ani, mulți ani trăiască. Viața numai lumină, ca în lumină să dai lăiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Și păzește pe Dumnezeu, Doamne, frumos și fericit noastră. Mulțumim și celor doi care au plecat, întrucât au și alte servicii, botezuri și cununii, preotul de la Cuiesc, Părintele Iustin de la Biserica 2 Dofteana. Vă mulțumim foarte mult și vă suntem alături cu toți. Continuăm activitatea noastră de astăzi cu dumneavoastră. Dacă vreți să vă apropiați un pic, să facem o poză aici de grup împreună cu mine, apoi urmează ceea ce se numește premiile, care vor fi distribuite către dumneavoastră.
iar cei care vă aflați în tribune, toți vă rugăm să rămâneți, pentru că noi nu dorim să plecați nici în ocază fără ca să serviți câte ceva din bucatele noastre culinare pregătite de funcționarii noștri de la primărie Comunii Dofteana, împreună cu ceilalți de bună credință și de bună voie care s-au oferit să ne sprijine astăzi. Vă mulțumim! Doamna și primi și celelalte, doamne.
Tiziboi Nicolae. Din nou cu premiul la Tiziboi. Și celelalte? Hârbă Ion și Maria. Din neamurile voastre și de la Bacău, un lucru foarte important și bun. Să trăiți, haideți pentru așa. Album. Tuțuianu Nicolae. Poftiți, domnul Tuțuianu, împreună cu doamna Anu și Romana, să fiți sănătoși. Dezdrobitul Vasile. Hai, Vasile, putem? Să fii tare și drept. Copăcel Gheorghe și Florina. Ne-am Copăcel. Ați poftit? Să trăiți. Haideți pe dron. Din cei 20 epaii care sunteți, ați primit toți, vă rog să vă urcați, deci premiu, bani, diploma, buchetul de flori, placheta, sticla de șampanie și celelalte, zicem noi, bunătățuri care am putut să le punem la dispoziție atât din bugetul Unității Administrative Teritoriale, cât și din alte sponsorizări altor oameni. Vă mulțumim foarte mult! Să le dea Dumnezeu multă sănătate tuturor, să ne vedem cât se poate de des, așa, în forma care ne aflăm măcar astăzi. Ceremonia noastră de astăzi a fost...